Lucrez cu asociații de dezvoltare rurală la Alba Iulia și de, lucrez cu 11 comuni și, de exemplu, am vizitat comuna Banu și acolo am mirat cât de frumos au amenajat tot. Uh, sunt mai multe comuni care știu, au știut să atrag fondurile europeane cu mult curaj, după ce a să faci fața la controle și toate alea, dar cu mult curaj au făcut, mult profesionalism și... A avut acest echilibru extraordinar de a amenaja saturile, dar, dar nu în modul că pot fi și tentația asta de a face niște sat supermoderne care își pierdă... De din a pune au... termopane la case, istorice. exact, din tot citatea. Dar au făcut asta cu un echilibru și un bun simț extraordinar și e o plăcere imensă să te duci acolo. Așa că există și aici. Și poate că este și norocul cu România că lucrurile s-au făcut încet. Că și era mare, să spunem, exact termopan peste tot și și să o acoperi și albastră. Sunteți mai optimistă ca noi. E, eu și o alegere, adică în viața poți să fii sau pesimist sau optimist, dar dacă ești optimist, ai o energie mai mare să, te, să faci fața la tot ce e, Ce A. e.